Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe această vreme urâtă în care plec vreo săptămână de acasă cu puțină treabă. Dar bine v-am găsit la un nou car vlog, deoarece săptămâna asta nu mai avem ATV vloguri. Am încercat să filmez ceva, am dat rateu cu microfonul și direct s-a șters toată filmarea pentru că nu se putea înțelege nimic. Și eu un kix. Și tot dau kicks cu microfonul, nu, și cu camera asta, cu poziționarea ei. Tot nu reușesc eu să mă înțeleg cu microfonul de la GoPro. Mamă, stai că aici mai sunt alte de astea. Facem un car vlog acum. Și dacă tot am avut o discuție foarte interesantă aseară cu unchiul meu, care mi-a dat așa o idee de potențială discuție, am noi în general despre ATV-uri. El nefiind, neavând unul și nefiind întocmai cunoscător, el știe că am de foarte mult timp ATV și era curios, mă, care e diferența dintre al meu și dintre Can-Am, să zic. A fost o întrebare de o întrebare chiar bună de un necunoscător care nu înțelegea diferența dintre cu ce poate fi mai bun un ATV, deoarece n-a mers niciodată cu al meu și nu știe calitățile sau posibilitățile lui, și cum n-a mers nici cu un Can-Am să știe posibilitățile aceluia, m-a întrebat treaba asta. Și i-am povestit care sunt diferențele, odată la bani, odată că e o comparație imposibilă de făcut, deoarece nu poți să compari mere cu pere, o chestie de genul, a înțeles. Și mai departe făcea referire la, mă, dar mă întrebase așa, mă, dar care e cel mai bun? Care e cel mai bun? Și asta nu a fost tocmai fost oarecum o întrebare generală, să zic așa, adică nu a fost foarte specifică. Cel mai bun la ce? Cel mai bun per total? Cel mai fiabil? Cel mai puternic? Cel mai, și am zis, niciun ATV nu este bun. Nu există cel mai bun ATV. Nu se potrivește. Nu există. Există ATV-uri care sunt mai bune decât altele. Există în același timp ATV-uri mai scumpe sau mai ieftine. Și i-am zis care e cel mai și în momentul ăla el m-a întrebat, nu, care e așa cel mai bun? Și eu în momentul ăla i-am zis că cel mai bun e în funcție de bugetul pe care îl ai. Dacă tu ai un buget de 5.000 de euro, să zic, cel mai bun ATV pentru tine ar fi un Linhai de 500, să zic, un 570, un Pro Max, un ceva de genul aproximativ, la limită. Sau, dacă te duci în 5.500-6.000, un CF Moto 450, modelul facelift apărut. Sau, dacă te duci în 8.000 de euro, poate un CF Moto 600. Dacă te duci în 10.000, poate un Can-Am 570 sau un CF Moto de 850. Pe acolo, adică întrebarea variază în funcție de preferințe, utilizare și preț. Dar revenind un pic la întrebarea lui, există oare cel mai bun ATV? Sau cum să știi să-ți alegi ATV-ul de care ai nevoie? Cum să știi să-ți alegi orice ATV dacă ești la început? Și chiar i-am zis sincer că nu există cel mai bun ATV. Toate ATV-urile au o stricăciune a lor, un defect, o hibă, un lucru pe care alt ATV îl poate face mai bine. Pentru că v-aș da un exemplu. Și lui am zis la fel. Yamaha Grizzly, de exemplu, e cel mai fiabil ATV pe care eu îl știu. E puțin puturos, dar din câte știu e cel mai fiabil. La fel și Polaris, e în termenul de fiabilitate, e extraordinar. În performanță, Can-Am bate orice ATV la orice oră posibil în performanțe. Nu există ATV mai bun decât Can-Am, nu există ATV mai puternic. Nu există, pur și simplu nu există. Dar i-am și zis, în același timp, diferența dintre un CF Moto de 1000 și un Can-Am de 1000 este de câteva mii de euro. Chiar dacă amândouă au aceiași centimetri cubi,
Bine, nu chiar aceeași cai, dar aceeași centimetri cubi, aceleași cilindree. E diferență extraordinar de mare. Suzuki, King Quad, foarte bun, foarte fiabil, destul de puternic, foarte slab șasiul. Lihai, foarte prost din punct de vedere electric. CF Moto, mie nu mi-a plăcut modelul de 450 niciodată, pentru că era mic, îngust, jos și nu avea ce să faci cu el. Modelul facelift, de fapt, nici măcar nu e un facelift, din câte am înțeles, e un... nu o rebranduire, e cu totul alt ATV, nu e un facelift. Dar mie îmi place să zic că e un fel de facelift, că arată aproximativ la fel. Ce mai e pe piață? Polarisurile. Polarisurile astea, sportsmen, care sunt acum foarte late, foarte mișto, dar nu sunt la fel de puternice. Poate foarte confortabile, dar la fel, nu la fel de puternice. Și mai departe, cum faci diferența, nu știu, între un CF Moto 450 sau un Ihai 550, de exemplu. Sau, mă rog, un 570 Pro Max, că e pe acolo. Cum reușești să faci diferența între ele? Păi, cred că depinde de preferințe și design și diferența aia mică de buget pe care o ai. Adică, bă, sunt dispus să dau 500 de euro în plus pe un CF Moto în locul la un Ihai, chiar dacă au aceeași cilindrie, aceeași cai. Dar s-ar putea să reziste mai bine sau să fie mai bun? Nu știu. E puțină loterie când apare un model nou de ATV sau și când iei un brand ATV anume, s-ar putea ca unele să nu fie atât de reușite. Cred că aici opresc și o să refac un pic pe spate presiunea, cam o roată care mai scapă. Scapă presiune. Așa. Hai să luăm iar la drum. Revenind la discuție. Altă treabă, că tot dau dintr-una alta, că și cu el am făcut la fel. Adică aveam foarte multe subiecte din care dădeam sau... exemple pe care le luam și așa mai departe. Ai o sumă de bani, ai să zic 6.000 de euro. Ce preferi? Să-ți iei un Can-Am din 2006-2007 de 650? Preferi să-ți iei un Lihai din 2014? Nu, ăla e 6.000, nu, 6.000 e nou Lihai. Da, sau așa, preferi să-ți iei un Lihai nou, un CF Moto nou. Preferi să-ți iei un CF Moto de 800? Din 2012, să zic, cred că pe acolo se învârte prețul ăsta de 6.000 de euro la un CF Moto din anul respectiv, 2012-2013. Poate greșesc, dar nici departe nu sunt. Deci sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le iei în, să le iei în seamă. Videoclipul ăsta nu are o temă specifică sau o recomandare pe care v-aș putea face eu sau... probabil nici ceva ce, din care să înțelegeți. Singurul lucru pe care îl vreau de la voi e să știți că în momentul în care te gândești să iei un ATV, trebuie să pui foarte bine în balanță ce faci cu el. Adică la ce vrei să-l folosești, vrei doar pentru plimbări, vrei să și muncești cu el, vrei să te și plimbi și să muncești cu el, vrei să îl iei nou sau vrei să-l iei SH. Adică când faci alegerea asta, bă, mă pricep să iau o cheie în mână și să mai umblu un pic la el în cazul în care e SH, că poate mai schimbi o bucșă, mai schimbi un braț, mai schimbi o planetară, mai schimbi o plăcuță de frână, niște discuri, niște astea. Bugetul pe care l-ai, cât ești dispus să dai pe un ATV, experiența pe care o ai, că poate mi-ai avut înainte, dar dacă ai avut înainte, probabil știi să răspunzi și la întrebările pe care le-am pus eu mai devreme, adică condițiile respective, ce faci, unde te plimbi și cu ce-l folosești și așa mai departe. Cât de des o să-l folosești, adică asta oarecum se include și la partea cu banii, că dacă nu ai nici prea mulți bani, dar nici nu o să-l folosești des, nu merită să te duci foarte sus cu prețul. Și da, în același timp
nici să iei un ATV SH care poate se strică și după ce că nu vrei să mergi des cu el, nici să nu meargă. Adică dă dintr-un în alta. Fiecare discuție posibilă pe care eu o fac aici sau pe care o am cu voi, dă dintr-o temă în alta. Fiecare, deci toate aceste condiții trebuie puse una după alta. De începând de la lista asta, bă, e primul meu ATV. Ok. Ce vreau să fac cu el? Cât sunt dispus să dau pe el? Bă, chiar vreau un ATV SH sau nu? Adică mă pricep să repar? Eu, de exemplu, am avut ATV-ul luat de nou. 2015, un Lehigh, foarte bune au fost prețurile la ATV-uri în perioada aia, adică am dat 180 de milioane pe el, adică atunci au fost 3.900 de euro, parcă, 3.800 sau 3.900, ceva de genul. Acum un Lehigh de 400, bine, acum că e și pe injecție și, na, e mai scump. Ăștia ce-a făcut? Au făcut accident aici? Da. S-a întâmplat ceva de s-a oprit. Deci am avut Lehigh-ul de nou. Nu s-au stricat foarte multe la el la început, adică nu am avut probleme de garanție sau ceva, nici n-am mai trecut prin garanție sau ceva. Am avut foarte mulți prieteni în sat care în momentul în care am avut o problemă sau o nelămurire sau nevoie de un sfat sau orice, au știut să mă ajute, pentru că efectiv nu erau foarte multe ATV-uri la mine în sat, erau vreo 10-15 la vremea aia toate, și toate erau Lehigh-uri de 300 care erau la fel ca asta de 400 aproximativ, adică grosomodo erau cam la fel, și știau, bă, am și eu nevoie de nu știu ce, a, păi vezi că e așa, că semănau foarte mult, adică erau aproape identice ca motor, numai că Lehigh-ul de 400 derivat din ele, adică motorul un pic mai mare, carburatorul mai altfel, suspensie independentă pe spate, poate îmbunătățit pe la locuri, dar mai mult sau mai puțin la fel. Deci am avut noroc de a avea lângă mine oameni care știu să mă ajute în caz de orice, și la rândul meu acum când cineva are nevoie să-și ia un ATV, ajut și eu la rândul meu, deoarece am fost ajutat. Dacă cumva sunteți și voi curioși de o chestie mai specifică pe care să fac un episod, adică lucrul ăsta pe care l-am făcut eu acum a fost o gamă foarte vastă, am trecut dintr-una în alta, din motive în motive, din... Mamă, ce alunecă! Am trecut din motive în motive, din lucruri în lucruri, din... tot felul de chestii am făcut una după alta. Deci dacă aveți nevoie de sfaturi puțin mai specifice în achiziționarea unui ATV sau pașii ăștia pe care i-am zis ce și cum, dar mai amănunțite pe fiecare în parte, lăsați-mi, vă rog, în secțiunea de comentarii, pentru că eu răspund la toate comentariile. Bine, nu am eu multe, că la ultimele două clipuri cu muntele nu am deloc, dar ca ideea ați înțeles voi. Apreciez foarte mult când îmi lăsați comentarii, de orice fel, că aveți vreo nelămurire, că sunteți curioși de un lucru, că revizii, că din punct de vedere mecanic, că bravo, bă, că faci episoade, bă, nu-mi place că nu faci nu știu ce, bă, și așa mai departe. Mie îmi plac toate comentariile, deci vă rog, lăsați în secțiunea de comentarii. Și până data viitoare, când poate revenim cu un ATV vlog și poate vă învăț la ce să vă uitați când cumpărați un ATV, sau vă dau exemplu de la ATV-ul meu, nu uitați să le lăsați în secțiunea de comentarii, pentru că eu răspund la toate. Nu știu cât de repede vine episodul ăsta, încerc să-l editez la sau mâine. Așa că thumbs up, uitați-vă la ele și poate ne revenim și noi cum eram odată cu mii de vizualizări pe videoclip. Că în momentul de față nu ne stă numai tocmai bine. Așa că hai, ciao, pa! Aveți grijă de voi și aveți grijă de ATV-urile voastre, pa!